Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem implementa în limbajul de programare C++ algoritmi ce rezolvă probleme întâlnite de către noi în viața de zi cu zi. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul cu maxim 4 cifre, care reprezintă latura pătratului ABCD și afișează pe ecran area și perimetrul complexului turistic reprezentat în figura alăturată. Acesta este compus din zona de cazare ABCD și 4 zone de piscină ABE, BCF, CDG și ADH, fiecare în formă de triunghi dreptunghic isoscel. Exemplu, dacă latura pătratului este 10, atunci valorile care vor fi afișate pe ecran vor fi 300 și 96,5685 și reprezintă area, respectiv perimetrul complexului turistic. La pasul 1 al algoritmului se calculează area complexului turistic. Acesta este format din pătratul ABCD și cele 4 triunghiuri dreptunghic isoscele. Area pătratului ABCD este egală cu valoarea expresiei latura ori latura, iar area unui triunghi dreptunghic isoscel este egală cu jumătatea din valoarea expresiei latura ori latura. În urma calculelor se observă că area totală a complexului va fi egală cu valoarea expresiei 3 ori latura ori latura. La pasul 2 se calculează perimetrul complexului turistic pentru care se cunoaște valoarea variabilei latura, ce reprezintă latura pătratului ABCD. Se utilizează variabila reală IP, în care se calculează lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel. Aceasta va fi egală cu radical din 2 înmulțit cu latura înmulțit cu latura. În final, perimetrul complexului va fi egal cu valoarea expresiei 4 ori latura plus 4 ori IP. În programul principal, se declară variabilele întregi, latura și area. Cu ajutorul instrucțiunii SIM se citește de la tastatură o valoare pentru variabila latura. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj informativ, prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru latura pătratului ABCD. În variabila area se calculează area complexului și se afișează cu ajutorul instrucțiunii SIOUT valoarea acestei variabile, precedată de un mesaj informativ. Apoi se declară variabilele reale perimetru și IP. În variabila perimetru se calculează perimetrul complexului, iar în variabila IP se calculează ipotenuza unuia dintre cele 4 triunghiuri identice corespunzătoare zonelor de piscină din complex. Variabila IP primește valoarea corespunzătoare și se observă că este utilizată funcția SQRT existentă în biblioteca CMath, inclusă în program. Variabila perimetru primește valoarea corespunzătoare și aceasta este afișată apoi pe ecran, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă lungimea laturii pătratului ABCD este 10, atunci pe ecran se afișează area complexului este 300 și perimetrul complexului cu valoarea respectivă. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură 4 numere reale, lungime și lățime ce reprezintă lungimea și lățimea exprimată în metri,
a unei suprafețe dreptunghiulare pe care Luca trebuie să o vopsească, precum și XY, unde X reprezintă suprafața exprimată în metri pătrați, care se poate vopsi cu un litru de vopsea, iar Y reprezintă cantitatea exprimată în litri a unei cutii de vopsea. Programul va afișa pe ecran numărul de cutii de vopsea necesare pentru acoperirea cu vopsea a suprafeței date. Restricții și precizări. Lungime, lățime X și Y sunt numere reale și vopseaua se aplică o singură dată pe suprafața dreptunghiulară. Pentru următoarele date de intrare, dacă lungimea plăcuței dreptunghiulare este 10, lățimea este 5, deci aria va fi 50, X egal cu 16, Y egal cu 1, atunci pe ecran se afișează valoarea 4, reprezentând numărul de cutii necesare. Dacă lungimea este 10, lățimea 5, X egal cu 16 și Y egal cu 2, atunci vor fi necesare 2 cutii de vopsea. Dacă lungimea este 10, lățimea este 5, X egal cu 16 și capacitatea unei cutii de vopsea este 0,75, atunci numărul de cutii de vopsea necesare va fi 5. La pasul 1 al algoritmului se calculează aria suprafeței dreptunghiulare care va fi vopsită. Aceasta va fi egală cu valoarea expresiei lungime ori lățime. La pasul 2 se calculează în variabila reală XX cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea unui metru pătrat de suprafață. XX va fi egal cu 1 împărțit la X, unde X reprezintă suprafața exprimată în metri pătrați care se poate vopsi cu 1 litru de vopsea. La pasul 3 se calculează în variabila CTV cantitatea totală de vopsea necesară pentru acoperirea ariei calculate. În variabila CTV vom reține valoarea expresiei aria înmulțit cu XX. La pasul 4 se calculează în variabila NC numărul de cutii pe care Luca trebuie să le achiziționeze, știind că o cutie de vopsea conține Y litri cu caracteristicile X. În programul principal se declară variabilele reale, lungime și lățime. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește de la tastatură câte o valoare pentru variabilele lungime, respectiv lățime. Citirea acestor valori este precedată de afișarea pe ecran de mesaje prin care utilizatorului îi se solicită să introducă aceste date. Se declară variabila aria și se reține în ea valoarea ariei corespunzătoare suprafeței ce trebuie vopsită. Se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila X ce reprezintă câți metri pătrați pot fi acoperiți cu un litru de vopsea. Se declară variabila reală XX și se reține în ea cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea unui metru pătrat de suprafață. Se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila Y, ce reprezintă capacitatea exprimată în litri a unei cutii de vopsea. Se declară și se calculează în variabila CTV cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea suprafeței dreptunghiulare. În variabila reală NC se calculează numărul de cutii de vopsea necesară pentru acoperirea suprafeței date. Se utilizează instrucțiunea IF pentru a verifica dacă valoarea variabilei NC este un număr întreg și în caz afirmativ se afișează valoarea întreagă a variabilei NC, iar în caz contrar se afișează numărul de cutii exprimat prin partea întreagă a valorii variabilei NC crescută cu o unitate, situație în care o ultimă cutie de vopsea nu este folosită în totalitate. La execuția programului, dacă pentru variabila lungime se citește valoarea 10, dacă lățimea plăcii dreptunghiulare este 5, consumul specific 16
și capacitatea unei cutii 2, atunci numărul de cutii de vopsea va fi 2, iar la o nouă execuție, dacă lungimea plăcii dreptunghiulare este 10, lățimea plăcii dreptunghiulare 5, consumul specific este 16, capacitatea este 0,75, atunci numărul de cutii de vopsea necesare va fi 5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr real nenul în variabila R și un număr natural în variabila NC, unde R reprezintă raza cercului realizat la cursul de echitație la care David participă, iar NC reprezintă numărul de curse complete realizate de către David într-o zi. Programul va afișa pe ecran lungimea totală parcursă de David la cursul de echitație în ziua respectivă. De exemplu, dacă variabila R este egală cu 12, NC egală cu 15, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1130,4, ce reprezintă lungimea totală parcursă în cele 15 curse complete. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți implementa algoritmi într-un mediu de programare în scopul rezolvării creative a unor probleme având caracter aplicativ în viața de zi cu zi.